Nicolae Ceaușescu a fost liderul comunist al României între 1965 și 1989. În timpul mandatului său, România s-a angajat într-un program de dezvoltare a energiei nucleare. În anii 80, ce a culminat cu construirea centralei nucleare de la Cernavodă. Însă, în paralel, Ceaușescu a început și un program secret de dezvoltare a bombei nucleare, încălcând astfel tratatele internaționale și punând în pericol securitatea globală. În anii 70, Ceaușescu a început să investească în cercetarea și dezvoltarea unui program de arme nucleare dornic să facă din România o putere regională și să obțină recunoașterea internațională. A pus la dispoziția programului toate resursele economice și umane necesare, îndemnând cercetătorii români să se concentreze pe acest obiectiv. În 1978, programul a făcut progrese semnificative, iar Ceaușescu a anunțat public că România va produce propria bombă nucleară. Această decizie a atras atenția comunității internaționale, care a început să ia măsuri pentru a împiedica România să-și realizeze obiectivul. A urmat o serie de negocieri și sancțiuni, iar programul nuclear românesc a fost suspendat în cele din urmă. Cu toate astea, programul a lăsat România cu o moștenire toxică. Au fost eliberate cantități semnificative de deșeuri radioactive în aer și apă, afectând grav sănătatea și mediul înconjurător. De asemenea, au fost cheltuiți sume uriașe de bani pentru dezvoltarea programului. Bani care ar fi putut fi folosiți pentru îmbunătățirea condițiilor de trai ale populației sau pentru modernizarea economiei românești. Programul de cercetare a bombei atomice a fost una din cele mai mari greșeli ale lui Ceaușescu. Prosperitatea României trecea pe locul secund, iar programul secret a pus în pericol securitatea internațională și a lăsat România cu o moștenire toxică. Ceaușescu a visat astfel să facă din România o mare putere mondială. Să intre în clubul statelor selecte, cum ar fi URSS, China, Coreea de Nord, dar și Statele Unite. Acest program nuclear românesc a început în anii 50 și a fost inițial un program pașnic pentru uz civil. URSS încheiând atunci cu România un acord bilateral prin care se angaja să-i furnizeze asistență nucleară în domeniul folosirii energiei atomice în scopuri civile. România a primit o serie de echipamente și tehnologii nucleare sovietice atunci. Totuși, România a desfășurat apoi și unele activități care au intrat în contradicție directă cu angajamentele internaționale asumate de țara noastră, semnatara tratatului privind neproliferarea armelor nucleare la 1 iulie 1968. Pe 30 ianuarie 70, România comunistă a ratificat NPT, acest acord global, care se bazează pe trei piloni principali: dezarmarea nucleară, prevenirea proliferării armelor și tehnologiilor nucleare și promovarea cooperării în domeniul utilizării pașnice a energiei nucleare. În 85, regimul Ceaușescu a autorizat realizarea unor experimente nucleare secrete la Pitești. Aceste acțiuni au fost devaluate abia în anul 92 de către noile autorități române, Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Experimentele s-au desfășurat la Pitești în laboratorul de examinare post-iradiere, achiziționat de firma franceză Atelier Bretagne. Scopul lor a fost să determine capacitatea specialiștilor români și a infrastructurii de la acel moment de a separa plutoniul, ceea ce ar fi fost util în eventualitatea în care România ar fi obținut o instalație pilot sau una la scară industrială. Specialiștii care au luat parte la aceste experimente, doctorul Ciocănescu, directorul secției de reactor și celule fierbinți din cadrul Institutului de Cercetări Nucleare, doctorul Perescu, cercetător chimist, și Andreescu, directorul Institutului pentru Reactori Nucleari Energetici. România a fost împiedicată să achiziționeze instalații speciale pe piața nucleară din SUA și din URSS, deși la un moment dat SUA începuse negocierile pentru o colaborare cu România comunistă în domeniul nuclear. SUA a avut intenția în timpul administrației Nixon și administrației Ford să vândă României un laborator pentru separarea plutoniului, tocmai pentru a preveni alte țări să devină furnizori. De altfel, multe țări nu au putut să-și fabrice sau să achiziționeze armament nuclear din cauza celor două mari superputeri. Pentru a bloca din fașă orice tentative nucleare din partea unor state mici, marile rivale din timpul războiului rece au fondat împreună o organizație cu puteri sporite. Instrumentul prin care SUA și URSS au reușit să oprească transferuri de instalații pentru îmbogățirea uraniului se numește Grupul Furnizorilor Nucleari. Scopul acestei organizații era să coordoneze politicile de exporturi de tehnologie nucleară ale statelor membre și să prevină astfel cumpărătorii precum România anilor 70. SUA și Uniunea Sovietică au blocat piața liberă nucleară și implicit încercările României de a obține armament nuclear și în acest efort, trecând adesea peste orice rivalitate istorică, ideologică și de influență, SUA și URSS au împiedicat România să obțină armament nuclear prin blocarea accesului la tehnologia de îmbogățire a uraniului și de reprocesarea plutonului.
Dacă România ar fi reușit să obțină armament nuclear, raportul de forțe din Europa și nu numai s-ar fi putut modifica simțitor. Intrarea României în rândul țărilor deținătoare de armament nuclear ar fi avut repercusiuni inclusiv în interiorul pactului de la Varșovia, sistemul de alianță încheiat de țările comuniste. Obținerea acestui tip de armament de către România ar fi produs o criză în sânul pactului de la Varșovia. Există probabilitatea ca URSS să fi lansat un atac preventiv menit să elimine un incipient arsenal nuclear românesc. Momentul cel mai vulnerabil pentru un stat care dorește să obțină armament nuclear e perioada de început, când încă nu posedă rachete cu rază de acțiune suficient de lungă și un arsenal suficient de amplu pentru a compensa o potențială pierdere suferită în urma unui atac preventiv. Întrucât SUA era profund ostilă ideii că alte țări socialiste să devină state posesoare de arme nucleare, nu e greu de imaginat o intervenție armată căreia România nu i-ar fi putut face față. Obținerea unei arme nucleare de către România ar fi putut să afecteze raportul de forțe între statele mici din cadrul pactului de la Varșovia, ducând la o reacție în lanț. Dacă am fi avut arme nucleare, România era expusă doar din est. SUA ar fi putut la rândul lor să ia în calcul o intervenție în forță, chiar dacă riscurile cele mai mari rămâneau din partea URSS. Consecințele unei astfel de intervenții ale SUA ar fi fost dezastruoase pentru pactul de la Varșovia și probabil ducea la colapsul prematur al acestei organizații. În cazul în care România ajungea în posesia unui astfel de tip de armament, ce țări ar fi putut fi vizate în condițiile în care Ceaușescu visa să transforme țara într-o mare putere? Date fiind tensiunile dintre România și URSS de la sfârșitul anilor 60, după invazia Cehoslovaciei, o variantă plauzibilă ar fi ca Uniunea Sovietică să fi fost cea vizată de bomba atomică a lui Ceaușescu. Eliza Gheorghe nu crede totuși că aceasta ar fi fost traiectoria istoriei. Mulți specialiști, spunea, consideră că inamicul numărul 1 al României ar fi fost Uniunea Sovietică. Conform acestei ipoteze, România ar fi folosit o armă nucleară pentru a se proteja în fața unei invazii sovietice precum cea din Cehoslovacia anului 68. Dacă aceasta ar fi fost într-adevăr situația, liderii români nu ar fi mărturisit conducerii sovietice în 67 că dacă ar avea mijloace necesare, probabil ar încerca să fabrice o armă nucleară. Ceaușescu de altfel a căzut de acord cu Brejnev în decembrie 67 să achiziționeze un reactor de putere de fabricație sovietică, ceea ce nu ar fi fost posibil dacă Moscova ar fi fost dușmanul de temut al României. Acest lucru nu înseamnă că relațiile română-sovietice au fost lipsite de turbulențe. Dimpotrivă, în repetate rânduri, întâlnirile dintre conducerea PCR și conducerea Partidului Comunist al Uniunii Sovietice se lăsau cu scântei. Liderii de la București au exploatat aceste tensiuni pentru a-și construi o imagine de apărători a interesului național. Situația a fost cu totul alta. România a colaborat de multe ori pe ascuns cu URSS, oferind transferuri de tehnologie vestică sau informații strategice în schimbul indulgenței Moscovei. Intențiile lui Ceaușescu de a obține arme atomice nu a fost trecut cu vederea de presa internațională, mai ales când liderul român nu se sfia să vorbească deschis despre chestiunea potențialului nuclear al României. O astfel de declarație a fost publicată în 1989, în aprilie, de agenția de presă, sub titlul Președintele spune că România are potențial pentru arme nucleare. Președintele român Nicolae Ceaușescu a admis public faptul că țara sa are potențial să facă arme nucleare. Putem produce orice fel de echipament și utilaje, lăsați-ne să fim competitivi cu cele mai bune produse fabricate în lume, spunea el. Într-un singur domeniu nu vrem să o facem, acela al armelor nucleare. Tehnic avem această capacitate, dar suntem foarte hotărâți să luptăm împotriva lor. Declarația a venit în urma unor rapoarte neconfirmate că Ceaușescu a menționat capacitățile nucleare ale României într-o întâlnire din august. Experimentele nucleare secrete ale României au fost dezvăluite de autorități abia în anii 90, însă țara noastră a fost implicată și în alte evenimente clandestine în perioada comunistă, așa cum reiese dintr-o știre publicată de cotidianul The New York Times. Americanii titrau în anii 90 că România era portată în tranzacții nucleare cu India. Reporterii publicației relatau despre o dezvăluire cu privire la activitatea guvernelor comuniste în care România a arătat că regimul Ceaușescu a redirecționat necorespunzător o sursă de apă grea de proveniență norvegiană către India. În ultimii ani au existat unele voci, în special în Federația Rusă, care au acuzat că România că ar urmări și în prezență dezvolte sau să obțină prin orice mijloace armament nuclear. După Revoluție, noua conducere de la București a avut nevoie de aproape 3 ani pentru a declara experimentele secrete din decembrie 85. Explicația oficială, conform căreia experimentele de atunci au fost întreprinse de specialiști fără aprobarea conducerii, e contrazisă atât de afirmațiile repetate ale lui Ceaușescu, care indicau un interes în dobândirea opțiunii nucleare, cât și de prezența și participarea la aceste activități a direcțiunii Institutului de Cercetări Nucleare. Dacă România ar fi obținut arma nucleară, ar fi făcut-o probabil pentru a schimba raportul de forțe regionale și pentru a extrage mai multe concesii din partea URSS-ului.
însă o astfel de acțiune ar fi avut consecințe negative asupra țării noastre. În ciuda acestui program secret, guvernul lui Ceaușescu a organizat mitinguri masive împotriva proliferării nucleare. De exemplu, la un astfel de meeting din decembrie 81 s-a adresat unei mulțimi de 300.000 de oameni, susținând că oamenii din Est și Vest ar trebui să-i oprească pe cei care pregătesc războiul atomic. A îndemnat de asemenea SUA și URSS să pună capăt cursei armelor. O cursă care a dus la plasarea de rachete nucleare de rază medie în Europa, argumentând că numai prin oprirea acestui concurs umanitatea poate fi salvată de o catastrofă. În 89, Ceaușescu a susținut că România avea tehnologia pentru a construi arme nucleare, dar că rămăsese ferm hotărât să lupte împotriva lor. După 89 s-a dezvăluit că în 86 guvernul Ceaușescu a redirecționat în mod necorespunzător o aprovizionare de 14 tone de apă grea originară din Norvegia către India. Apa grea e un ingredient important în crearea armelor nucleare, iar expedierea în India a fost o altă încălcare a tratatului de neproliferare. România ar fi avut nevoie de o perioadă îndelungată de timp pentru a deveni un membru deplin al Clubului Puterilor Nucleare. Montarea de focoase nucleare pe vector cu rază lungă de acțiune, ceea ce denotă un grad înalt de expertiză și competență militară și prin urmare oferă statut statelor posesoare de arme nucleare, e o fază extrem de costisitoare și dificilă în orice program nuclear militar. Drept urmare, pentru început, România ar fi fost în cel mai bun caz un jucător regional, urmând ca aproape în 15 ani poate să dobândească recunoaștere mondială, pe care Ceaușescu și-o dorea. 4 noiembrie 1957 ar fi putut schimba destinul comunismului românesc printr-un accident care ar fi îndoliat pentru o perioadă paginile presei oficiale de la București. În dimineața zilei de 4 noiembrie, o delegație a PMR s-a îmbarcat într-un avion sovietic pus la dispoziție pentru ei pentru a se deplasa la Moscova în scopul participării la sărbătorirea celor 40 de ani de la Revoluția Bolșevică. Pe 7 noiembrie, delegația română era alcătuită din 6 persoane. Chivu Stoica, la momentul respectiv, prim-ministru al guvernului și capul grupului. Grigore Preoteasa, Nicolae Ceaușescu, Ștefan Voitec, Leonte Răutuș, Alexandru Moghioroș. Acești erau însoțiți și de un personal tehnic. Mihai Novikov, Ștefan Voicu, stenograful Petrescu și ofițerul de securitate Mecu, cel care obișnuia să-l însoțească în deplasări pe Chivu Stoica. În acest avion trebuia să se afle și Gheorghe Udej, însă acesta absentat pe motiv, poate real, că o gripă se face responsabilă de rămânerea lui în țară. Avionul a făcut o escală la Kiev atunci, unde delegația română a avut o scurtă întrevedere cu membrii din conducerea RSS Ucraina, pentru ca la terminarea acesteia avionul să-și reia drumul către Moscova. Însă după puțină vreme a fost întors din drum la indicațiile primite de pe aeroportul din Moscova din cauza unei periculoase lipse de vizibilitate datorată ceței foarte dense din apropierea orașului. Dată fiind această situație, delegația s-a întors la Kiev, unde trebuia să se întâlnească cu delegația maghiară sosită cu un alt avion și care mergea tot la Moscova cu același scop. Într-un final, ambele avioane au redecolat. Cuprinși fiind de oboseală, membrii delegației au transformat cele două saloane ale avionului în sufragerii improvizate, în care pasagerii s-au întins pe fotolii sau pe canapele și dormitau. Accidentul s-a produs abia în momentul în care avionul se pregătea să aterizeze pe aeroportul moscovit, Vnukovo. Din cauza proastei vizibilități însă, nava a ratat pista de aterizare, iar la scurt timp după prăbușirea într-o pădure de lângă aeroport s-a aprins în flăcări. Dar până să explodeze avionul, 9 persoane reușiseră să se salveze. Piloții și Grigore Preoteasa au fost singurii morți. Cel din urmă se presupune că se afla în picioare în momentul producerii accidentului, în timp ce povestea despre felul cum în America pasagerii sunt legați înainte de decolare și aterizare. Cei care au supraviețuit impactului au fost duși imediat la spitalul de partid Kremliokova, unde au fost vizitați de o delegație sovietică în frunte cu premierul Bulganin. Momentul prăbușirii avionului a fost descris de Mihai Novikov, translatorul aflat la bordul aeronavei, în memoriile sale, moartea lui Grigore Preoteasa, catastrofa de pe aeroportul Vnukovo. Călătorii și-au dat seama că ceva nu era în regulă după o primă smucitură care nu semăna a fi contactul roților avionului cu solul. De fapt, aeronava se lovise de vârfurile copacilor. A urmat un al doilea impact și mai puternic, ce a smuls pasagerii de pe locurile lor. Scaunele nu erau prevăzute cu centuri de siguranță la aterizare și asta a favorizat rănirea lor. După ce avionul a atins solul, românii au ieșit să sară și să fugă cât mai departe, evitând suflul exploziei. Și-au dat seama că Grigore Preoteasa nu era cu ei în momentul primei bubuituri cauzate de aprinderea rezervoarelor, așa cum a descris momentul prăbușirii avionului Novikov.
O comisie guvernamentală de atunci, condusă de Alexei Kosygin, prim-ministru al URSS între 64 și 80, a deschis o anchetă care a scos la iveală mai multe nereguli. Membrii echipajului condus de Valerii Sleakov locuiau în zona Bucureștiului, iar după accident familiile acestora au părăsit în grabă România. Ancheta sovieticilor a scos la iveală că echipajul nu s-a pregătit suficient pentru zborul din 4 noiembrie și în plus zborul de probă a fost efectuat fără pilotul 2 și navigator. În momentul în care au început manevrele de aterizare pe aeroportul Vnukovo, Sleakov nu a ascultat comenzile primite, spunând că se descurcă și nu va avea probleme, însă avionul a lovit crengile unor copaci și s-a prăbușit. Sovieticii au concluzionat că vinovații de prăbușirea aeronavei se fac membrii echipajului, deoarece avionul nu avea nicio defecțiune înainte de producerea catastrofei. Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Grigore Preoteasa a fost depus pentru o zi la Casa Sindicatelor din Moscova, de unde a fost transportat cu un tren mortuar în România. Acestuia i-au fost organizate funeralii naționale, după care a fost îngropat la cimitirul militar Ghencea. Accidentul produs a stârnit de-a lungul timpului tot felul de întrebări și controverse. Au fost lansate teorii conform cărora accidentul ar fi fost plănuit și viza o persoană anume, printre care țintele sovieticilor fiind vehiculate numele lui Gheorghe Gheorghiu Dej și al lui Nicolae Ceaușescu. Care ar fi fost destinul României dacă ar fi murit și Nicolae Ceaușescu atunci? De ce Gheorghiu Dej nu s-a aflat totuși la bordul avionului? A murit Grigore Preoteasa în locul altcuiva? Doreau rușii eliminarea lui Dej și, dacă da, să nu fi știut ei rușii că acesta nu se afla în avion? Toate sunt întrebări cărora timpul nu le-a răspuns în mod clar. Putem medita însă, dar indiferent de explicații, au rămas sub semnul istoriei dacă murea cine trebuia. 4 noiembrie 57 ar fi putut rămâne în istoria țării noastre drept momentul schimbării destinului. Cu toate astea, comunismul românesc ar fi mers înainte, indiferent de numărul sau calibrul politic al victimelor de la Vnukov. Până la urmă, Nicolae Ceaușescu a fost un pion susținut de un sistem care susținea pe oricine altcineva în locul său. Imediat după acest accident, regimul lui Dej a decretat o zi de doliu național, iar Casa de Cultură a Studenților din București a primit numele lui Grigore Preoteasa. Speculațiile referitoare la accident au apărut imediat și ele continuă până azi. Exista ipoteza că acel accident nu ar fi fost chiar întâmplător, iar potrivit unor versiuni, absența lui Dej nu s-ar fi datorat gripei, ci temerii sale că Moscova ar încerca înlocuirea sa prin orice mijloace. Adepții teoriilor conspirației susțin că Grigore Preoteasa ar fi, în acest accident, doar o victimă colaterală și că adevărata țintă ar fi fost chiar Dej sau Ceaușescu, pentru a cărui dispariție sovieticii ar fi acceptat orice, inclusiv moartea propriului echipaj al avionului. Această teorie a accidentului pus la cale de Moscova e desigur spectaculoasă, dar nu e validată de nicio dovadă. Adevărul e că sovieticii aflaseră încă de la București că Dej nu era în avion, iar dacă ținta lor ar fi fost acesta, nu ar mai fi avut rost să sacrifice un echipaj și un avion pentru a omorâ doar o parte din elita de la București. Partea într-adevăr de reținută a acestui incident e alta și are legătură cu Ceaușescu, care pe atunci era un tânăr activist de 39 de ani, care a scăpat din accident cu o sperietură și cu câteva zgârieturi. Din acel moment, nu s-a mai temut niciodată de zbor și probabil va rămâne în istoria României ca liderul care a petrecut cele mai multe ore în avioane și elicoptere. Desigur, rămâne întrebarea de cum ar fi arătat în continuare comunismul românesc dacă Ceaușescu s-ar fi aflat și el printre victimele acelei seri de 4 noiembrie 57. Voi ce credeți? A fost cumva mâna rușilor sau, efectiv, a fost o eroare de pilotaj? La 3 zile de la moartea lui Gheorghiu Dej, în martie 1965, Nicolae Ceaușescu preia funcția de secretar general al Partidului Muncitoresc Român. Acesta era numele Partidului Comunist Român la acea vreme, după asimilarea forțată în 1948 a unei aripi a Partidului Social Democrat. Una dintre primele acțiuni ale lui Ceaușescu, odată ajuns la putere, a fost redenumirea Partidului Muncitoresc Român în Partidul Comunist Român. În același timp, el afirmă că România a devenit o țară socialistă și decide schimbarea numelui oficial al țării din Republica Populară Română în Republica Socialistă Română. Nicolae Ceaușescu a fost un politician român, un om de o influență marcantă pentru România, secretar general al Partidului Comunist Român, șef de stat al Republicii Socialiste România din 1967 și până în 1989, căderea regimului comunist.
Iată așadar 10 lucruri despre Nicolae Ceaușescu pe care probabil nu le știai. Numărul 1. A absolvit doar primele 4 clase și a început să lucreze de la 11 ani. Nicolae Ceaușescu s-a născut pe 26 ianuarie 1918 în comuna Scornicești din județul Olt. Era al 3-lea membru adus pe lume într-o familie ce urma să numere 10 copii, ai lui Andruță și Alexandrina Ceaușescu. Din cauza condițiilor de trai sărace, copilul Nicolae a reușit să termine școala satului doar primele 4 clase, urmând ca la vârsta de 11 ani să-și părăsească locul natal. Ajuns la București, acesta s-a angajat ca ucenic de cizmar, asta fiind și meseria sa de bază. Numărul 2. A fost arestat de 5 ori și strânsese 7 ani de închisoare până la vârsta de 26 de ani. În 1933 devine membru al Uniunii Tineretului Comunist din România, formațiune politică ilegală la acea vreme. În același an, la doar 15 ani, este arestat pentru prima dată pentru agitație comunistă în timpul unei greve. La scurt timp e arestat din nou de încă 3 ori. Ceaușescu devine cunoscut drept agitator comunist periculos și distribuitor activ de materiale de propagandă comunistă și antifascistă, urmând să fie condamnat la închisoare din nou în anul 1936. Eliberat la termen în 1938, perioada sa de libertate este scurtă, iar în 1940 fiind arestat din nou. În scurta perioadă din afara pușcăriei, dictatorul o întâlnește pe Elena Petrescu, cea care avea să devină mai târziu Elena Ceaușescu. În închisoare, acesta devine protejatul viitorului lider comunist Gheorghe Gheorghiu Dej. Numărul 3. A atras simpatia liderilor vestici prin refuzul de a interveni în Cehoslovacia. În 1968, Nicolae Ceaușescu refuză ca România să participe la intervenția trupelor Pactului de la Varșovia în Cehoslovacia și condamnă într-un discurs public o astfel de inițiativă. Decizia sa atrage simpatia liderilor din vest, urmând ca la scurt timp în România să vină în vizită președintele american de atunci, Richard Nixon, Charles de Gaulle și Margaret Thatcher. Susținerea liderilor occidentali îi confirmă dictatorului importanța pe care o avea, ajungând să se autodenumească geniul din Carpați. Câtă modestie! Numărul 4. A primit o telegramă satirică de la artistul Salvador Dalí. Nicolae Ceaușescu a ajuns președintele Republicii Socialiste în 1974, iar pe data de 28 martie 1974, pentru a celebra numirea, lui Ceaușescu i s-a făcut un sceptru regal. Fotografia a făcut înconjurul lumii, întrucât Nicolae Ceaușescu devine primul președinte de republică din lume dotat cu sceptru de rege, de monarh. Baston încrustat cu metale și cu pietre prețioase, purtat de un suveran ca simbol al autorității și puterii supreme. Ceruse explicit ca sceptrul neobișnuit să fie copiat după cel al regelui Ferdinand I, dar însemnele regalității să fie înlocuite cu cele ale Partidului Comunist Român, Secera și Ciocanul. Artistul plastic spaniol Salvador Dalí, o minte genială, a citit în publicația Le Monde despre isprava dictatorului din România. Acesta nu s-a putut abține și i-a trimis câteva zile mai târziu o telegramă de felicitare în doi peri lui Nicolae Ceaușescu. Salvador Dalí i-a scris așa: am apreciat profund demersul dumneavoastră istoric de instaurare a sceptrului prezidențial. Cu respect, Salvador Dalí. Scrie cu ironie acesta pe data de 2 aprilie 1974. Nesesizând tonul ironic, cotidianul central al partidului Scânteia, la dorința lui Nicolae Ceaușescu, a publicat textul integral al telegramei, ca o dovadă a mândriei. Acest lucru nu a făcut decât să stârnească amuzamentul intelectualilor din România. Numărul 5. A fost singurul român care s-a plimbat cu caleașca reginei Elisabeta a II. În 1978, soții Ceaușescu erau primiți în Marea Britanie cu onoruri și ceremonie fastuoasă de însăși regina Elisabeta a II. Conduși cu trenul regal de la aeroport la Gara Victoria, președintele Republicii Socialiste România a pășit pe covorul roșu de catifea și a salutat familia regală, dar și pe premierul Marii Britanii. Plecarea spre Buckingham Palace a fost una specială, Nicolae Ceaușescu fiind invitat alături de regina Elisabeta în trăsura acesteia, cei doi fiind urmați de o altă trăsură în care se aflau Elena Ceaușescu și prințul Filip, duce de Edinburgh. Deși presa română și cea britanică au scris la acea vreme cuvinte de laudă la adresa vizitei prezidențiale, într-o carte intitulată Our Queen, scrisă de Robert Hardman,
Evenimentul i-a amintit puțin diferit. Regina Elisabeta le-ar fi povestit unor prieteni în timpul unei cine cum că în timpul plimbării soților Ceaușescu prin grădina palatului, aceasta i-ar fi observat și ar fi preferat să se ascundă în spatele unor tufișuri pentru a evita discuțiile cu el. Vă dați seama ce scenă e asta. Regina Elisabeta ar fi acceptat să-l invite pe Nicolae Ceaușescu în Marea Britanie numai datorită unor interese economice, în realitate ea recunoscând o ușoară antipatie față de liderul comunist român. Numărul 6. Nicolae Ceaușescu s-a prăbușit cu avionul. Pe data de 5 noiembrie 1957, Nicolae Ceaușescu se afla în drum spre Moscova, acolo unde se aniversa Marea Revoluție Socialistă din octombrie, într-un avion IL-14 ca parte a unei delegații a Partidului Muncitoresc Român. Din cauza unei erori de pilotaj, aeronava s-a prăbușit la aterizare, pe aeroportul Vnukovo. În urma accidentului, ministrul de externe Grigore Preoteasa și alți 3 membri ai echipajului și-au pierdut viața. Secretarul de stat al Comitetului Central, Nicolae Ceaușescu, a supraviețuit suferind doar câteva traumatisme la gamba stângă și câteva zgârieturi pe față. Numărul 7. Era pasionat de filmele polițiste americane și fan al serialului Kojak. La 35 de ani, Nicolae Ceaușescu descoperea pasiunea pentru cinematografie printre preferatele sale, numărându-se filmele polițiste americane. Liderul comunist s-a declarat fanul serialului de televiziune american Kojak, care a rulat între 73 și 78. În plus, toate reședințele sale au fost dotate cu o sală specială de proiecție. Printre pasiunile sale se mai numărau și șahul, biliardul, voleiul, vizitele în străinătate, iar după 1955 acesta s-a apucat și de vânătoare. Numărul 8 a primit distinția de doctor honorius causa de la 8 universități. Nicolae Ceaușescu a primit primul titlu de acest fel de la Universitatea București în 1973. În același an, i s-a acordat aceeași distinție în Bogota, Lima și Beirut, Nisa, Yucatan și Quezon. Numărul 9 a fost deputat de Olt. În perioada democratică, Nicolae Ceaușescu a fost deputat, în adunarea deputaților fiind ales în mod democratic în județul Olt. Numărul 10. A fost cel mai tânăr conducător politic din Europa, recunoscut totodată pentru politica externă puternică. Ceaușescu a fost singurul lider comunist care a stabilit relații diplomatice cu RFG și singurul care nu a rupt legăturile cu Israelul după războiul celor 6 zile. Totodată, președintele Republicii Socialiste România a fost și unicul șef al unui stat din lagărul socialist, membru al Băncii Mondiale și al FMI. Cultul personalității dezvoltat de acesta și obsesia propriei imagini au făcut ca evenimentele istorice din perioada comunistă să rămână de multe ori incerte. Pe lângă informațiile fabricate despre viața soților Ceaușescu au fost dezvăluite ulterior de persoane din anturajul acestuia și detaliile mai puțin auzite în rândul poporului. În fiecare toamnă, șeful statului Nicolae Ceaușescu venea aici pentru trofee de cerb. Totul era pregătit cu atenție, cu multe săptămâni înainte, ca Ceaușescu să ajungă în acest loc. Cu 2 săptămâni înainte de venirea cuplului Ceaușescu, buna funcționare a cabanei trebuia să fie executată de oamenii locului. Cabana nu era electrificată, dar avea curent de la un grup electrogen, ținut departe în pădure, la 200 de metri, să nu se audă zgomotul. În plus, toate mașinile cu care veneau dimineața șefii, de la Avicola, Abator, CRF, ICI-le, aduceau alimente proaspete. Erau obligați să oprească motorul cu 150 de metri înainte de cabana, de unde le împingeau. Cabana Nemțișor se află la 18 km de orașul Târgu Neamț. A fost construită de Direcția Silvică în 1974, dar a fost preluată de Comitetul Județean de Partid pentru a-i sluji lui Ceaușescu drept cabană de vânătoare. A revenit la Rom Silva, dar a fost cedată Mitropoliei Moldovei în 2008. Nicolae Ceaușescu a fost un personaj marcant în istoria noastră. Deși politica îi ocupa cea mai mare parte din zi, reușea să-și facă timp liber și pentru el și pasiunile sale. După moartea fostului dictator comunist Nicolae Ceaușescu, câțiva dintre cei care au lucrat pentru el au început să povestească despre stilul de viață și obiceiurile pe care el și tovarășa le aveau. Locul de suflet al acestuia este această cabană. În timpul în care s-a aflat la conducerea țării, acesta avea tot felul de pasiuni și alegea să-și petreacă timpul liber în diferite zone din țară. Dar de departe, locul de suflet al lui
era o zonă specială din județul Neamț, o oază de liniște. El venea la o cabană de aici ori de câte ori avea ocazia, dar mai ales toamna, în special pentru vânătoare. În anotimpul de toamnă, atunci când tovarășul decidea să meargă în zonă, angajații cabanei se ocupau de absolut tot, până la cel mai mic detaliu. Totul era aranjat minuțios, astfel încât să se respecte cu strictețe toate dorințele liderului comunist. Cei care se ocupau de locație făceau tot posibilul să nu îl supere pe șeful statului și îl primeau cu covor roșu, iar dacă nu aveau acest accesoriu, făceau rost de el cu orice chip. Dan George Țibulac, inginer și șef de garaj al unității de garare, întreținere și reparație auto a Comitetului de Partid Neamț, la acea vreme a povestit cum a făcut odată rost de un astfel de covor roșu. El ne spune că a plecat cu Dacia Papuc necarosată. Covorul rulat avea vreo 6 metri, l-am pus în jugul din spatele cabinei și atârnam față peste botul mașinii și în spate încă vreun metru. Mă opreau milițienii din post în post, dar le arătam actele covorului și mă lăsau să plec mai departe, spune acesta. Cabana Nemțișor este o cabană în mijlocul naturii, unde liniștea domnește cel mai mult. Probabil asta îi plăcea și lui Ceaușescu, astfel că atât de mult îi plăcea sunetul pădurii, încât nimeni și nimic nu trebuia să-l supere pe fostul dictator. Ceaușescu își manifesta din plin pasiunea pentru vânătoare și colecționa de-a lungul anilor trofee impresionante. Partidele sale au devenit subiect de anecdote, iar recordurile sale au dat naștere unor controverse. Avea o colecție impresionantă de arme, multe primite în dar de la oaspeții săi în timpul vizitelor de stat. Le păstra în vila sa de protocol de pe strada Primăverii. Armele au fost ridicate și confiscate la ordinul Ministerului Apărării în iunie 1990, iar în prezent 20 dintre ele sunt expuse la Muzeul Militar. Cel mai mare animal împușcat de Nicolae Ceaușescu a fost un mistreț de 300 de kilograme din pădurea Ciornuleasa, județul Călăraș. Asta s-a întâmplat în februarie 1978, iar cu acest trofeu Ceaușescu a doborât recordul național la mistreț, care nu a fost egalat nici până în prezent. Unii localnici au relatat că animalul a fost împușcat de aproape după ce mai mulți gonaci și lucrători silvici l-au momit cu mâncare. O legendă spune că Nicolae Ceaușescu a ucis cel mai mare urs din România, deși acesta fusese crescut în captivitate doar pentru a depăși un record stabilit de Tito, dictatorul sârbilor. Lache, un urs de peste 400 de kilograme, s-ar fi născut într-o grădină zoologică din Oradea și a fost adus în anii 70 în Poiana Brașov, unde s-a pripășit pe lângă un restaurant care în prezent îi poartă numele. Era blând și chiar se lăsa mângâiat de oameni. Auzind de mărimea lui, Ceaușescu ar fi ordonat să fie luat și dus în Harghita, pe unul dintre domeniile de vânătoare pe care animalul urma să fie ucis la vânătoarea din 78. Atmosfera din jurul vânătorilor la care participa Nicolae Ceaușescu era o adevărată sărbătoare pe care organizatorii o puneau la punct în cele mai mici detalii. De obicei, Ceaușescu venea cu mașina până la limita accesibilității terenului. Apoi, ghidat de câte un silvicultor local, urca potecile de munte echipat cu bocanci și ținută de vânătoare. Urma ghiotantul care îi căra armele și muniția. În jargon vânătoresc, vâna cerbii pe dibuite. Ceaușescu n-avea însă răbdare să aștepte în același loc mai mult de 4-5 minute. Mai liniștite decurgeau vânătorile de urși organizate primăvara sau toamna. De pregătirea lor se ocupau mai mulți silvicutori care le formau sălbăticiunilor reflexe condiționate, punându-le hrană în locuri și la ore anume. Aproape de acele zone, silvicutorii instalau observatoarele pentru vânători. Așteptând sosirea urșilor, Ceaușescu juca șeptică în doi sau în patru, după caz. Fără să-i pese de regulile jocului, când nu-i conveneau cărțile, le schimba imediat. Acompaniată de curtea ei de neveste, toamna, la Cujna, apărea și Elena Ceaușescu. Femeile urmăreau spectacolul de la casa de vânătoare, dar participau la ospăț. În absența soazei sale, Ceaușescu îi culegea un buchețel de flori de pe poteci și din poien de munte. Îl oferea galant la întoarcerea acasă, de față cu aghiotanții și personalul reședinței. Un gest romantic care îi înduieșa și îi uimea pe martori. De neuitat pentru participanți și organizatori rămânea ritualul botezului vânătoresc suportat de novici. De regulă, Ceaușescu făcea pe nașul, înarmându-se cu un băț impresionant. Peste diplomatul culcat deasupra vânatului, împușcat, liderul român rostea formula consacrată: astăzi intră în rândul vânătorilor din România domnul ambasador din în numele Republicii Socialiste România. Urma o lovitură, iar în numele meu personal, altă lovitură și numele vânătorilor din România vă declar vânător. Ultima lovitură. În septembrie 89 mergea la Lăpușna,
Nu umbla mult pe jos, cam 200 de metri atunci. La Cerbi era mai greu toamna, trebuia mers pe poteci. Revoluția a venit în decembrie, iar el venea la noi în septembrie când se împerecheau cerbii. În perioada aceea făceam goană și la mistreț și la urs. Blănurile erau duse apoi la tăbăcit. Înainte de revoluție, toată Valea Gârghiului era rezervată doar pentru conducerea comunistă a țării. După revoluție, în schimb, au început să vină străinii acolo și să împuște pe valută. Partea de jos a munților e închiriată la privați. Ei ies la vânătoare, jumătate ia ocolului silvic. Ce mai reține Miron mândru despre personalitatea celui supranumit geniul Carpaților la vânătoare? Spunea că era destul de popular. Discuta cu noi așa cum discut eu cu dumneavoastră. Mergeam la vânătoare de cerb, plecam din Lăpușna împreună cu el și cu un ofițer. Avea un câine de vânătoare pe care îl purta mereu cu el, inclusiv în elicopter. Iată așadar o cu tot o altă filă a vieții lui Ceaușescu. O parte a vieții lui despre care se povestește mai puțin, însă care merită să fie spusă și în zilele noastre. Spre surprinderea tuturor, deși soții Ceaușescu trăiau în lux, dictatorul nu primea un salariu atât de mare. Într-adevăr, Ceaușescu avea cea mai mare remunerație din aparatul executiv comunist, dar cu toate astea, în comparație cu alți lideri de state, acesta se afla la coada clasamentului. În 1985, când s-a făcut o majorare de salarii, întâi s-a dat la minerii, la metalurgie, ramurile industriei grele și, pe urmă de tot, venea funcționăribea. Printre altele, în ceea ce privește funcționarii, miniștrii, inclusiv președintele țării, trecuse mai mult de jumătate de an și nu le majora salariile. La un moment dat, directorul general al Văijiului, Centrul Minerilor, avea salariu mai mare decât ministrul minelor. Erau unii generali care aveau și soldă de grad și așa mai departe, care aveau salariu mai mare decât ministrul forțelor armate. Povestește fostul ministru de finanțe. Ce salariu a avut Nicolae Ceaușescu? Fiind niște informații absolut confidențiale, banii luați lunar de dictator au fost confirmați de un om din cercul său apropiat. După Revoluție, dar și înainte, românii vorbeau mult despre salariul lui Nicolae Ceaușescu. Petre Gigea, fost ministru de finanțe și consilier personal al dictatorului comunist, a dezvăluit care erau veniturile legale ale lui Nicolae Ceaușescu. Pentru că existau foarte multe zvonuri, cum că ar fi avut conturi secrete în valută. Ipoteza existenței unor conturi secrete a fost infirmată inclusiv de generalul Silviu Predoiu, fostul șef al Serviciului de Informații Externe, care într-un interviu pentru Europa Liberă a declarat că a fost o anchetă extinsă și a fost reflectată și în presă într-o perioadă. În principiu, nu sunt de acord neapărat cu ideea de conturile lui Ceaușescu. În perioada comunistă, venitul mediu net pe economie în 1989 era de aproape 3.000 de lei. Cel mai bine câștigau muncitorii din construcții. 3.000 de lei atunci însemna undeva la 180 de dolari. Ceaușescu câștiga 12.000 de lei de la salariu și 3.000 de lei indemnizație de conducere, în total 15.000 de lei. Asta era net ce primea el în plic, aproape 700 de dolari. Era cel mai mic salariu din lume de președinte. De la el porneau câte 1.000 în jos, toată lumea câștiga în funcție de președinte, a dezvăluit Petre Gigea, fost ministru al finanțelor înainte de 89 și consilier al fostului dictator Nicolae Ceaușescu. Tot el a povestit și cum a intrat la Nicolae Ceaușescu în birou pentru a-i explica dictatorului care cel mai mic salariu din lume de președinte și cerându-i astfel o mărire. Desigur că am ales o zi în care el trebuia să fie bine dispus. Am întrebat dacă s-a certat cu cineva, apoi am intrat acolo. M-am prezentat cu câteva documente și desemnat și zic, am o problemă cu salariile conducerii țării și a miniștrilor. Să știți că dumneavoastră aveți mai puțin decât directorul general al Văijiului. Parcă îl și văd acum. Eram în picioare, se uita la tabel, povestește Petre Gigea. Potrivit ministrului finanțelor de atunci, Ceaușescu nu a acceptat un salariu mai mare, respectiv de 20.000 de lei. Totuși, salariul de 15.000 de lei nu era deloc unul mic în comparație cu ce câștigau ceilalți români. În aceeași perioadă, salariile românilor variau între 1.500 și 3.500 de lei. De asemenea, o franzelă costa 2,5 lei, un kilogram de zahăr 11 lei, un litru de ulei 12 lei, un kilogram de carne de porc era 33 de lei, iar un litru de benzină 9 lei, iar vestita Dacia 70.000 de lei. Cât despre Elena Ceaușescu, s-a vorbit de-a lungul anilor că nu a fost un elev model. Lucru adevărat dovedit prin acte. Soția lui Nicolae Ceaușescu a urmat doar 3 clase primare, după care, în clasa a 4-a, a rămas repetentă.
Cum a fost posibil însă să devină cercetător științific? Datorită Partidului Comunist, Elena l-a cunoscut și pe viitorul ei soț. Când acesta a devenit conducătorul statului, a fost nevoie să se ocupe de studiile soției, mai ales că aceasta devenise prima doamnă. Imediat s-a dat un ordin pentru înființarea unui curs fără frecvență în cadrul Facultății de Chimie Industrială la Institutul Politehnic, curs pe care Elena Ceaușescu l-a urmat pentru a deveni inginer chimist. Aceasta s-a putut angaja mai apoi cu acte în regulă la Institutul de Cercetări Chimice din București. E bine cunoscut faptul că Elena Ceaușescu s-a implicat și în politică, încercând să-și influențeze soțul în luarea unor decizii radicale pentru români, însă unele dintre ele, puse pe seama ambiției și orgoliului ei, s-au dovedit a fi dezastruoase. În 1989 ea ocupa funcția de vicepremier. Conform unor date la acea vreme, lunar Elena Ceaușescu avea un salariu de 21.000 de lei. Suma provenea din funcția de vicepremier, care era de 15.000 de lei, și din cea de cercetător științific în valoare de 6.000 de lei. Deși nu sunt salarii extrem de mari, soții Ceaușescu nu prea aveau nevoie de ei și n-aveau pe ce să-i cheltuiască, având totul pus la dispoziție de către stat. De la mașină, casă, haine, până la toate necesitățile vieții. Istoricii au spus că toți banii din salariu erau depuși la cec pe numele celor trei copii ai lor. Averea Elenei Ceaușescu nu s-a mai găsit însă după Revoluția din 89. Totuși, cum rămâne cu presupusele conturi secrete în valută ale lui Nicolae Ceaușescu? Discuția despre acestea a început chiar în primele zile de după Revoluție. Inclusiv înainte să fie executați, Nicolae și Elena Ceaușescu au fost întrebați despre acestea. Amândoi au negat cu vehemență că ar fi avut niște conturi secrete cu sume fabuloase de bani. În timpul procesului, dictatorul a declarat că nu deține niciun dolar în conturi străine. Nu s-au găsit niște dovezi concrete despre conturile secrete. Totuși, în comunicatul difuzat public la punctul 5 s-a menționat în sentință și încercarea de a fugi din țară pe baza unor fonduri de peste un miliard de dolari depuse în bănci străine. În 1990, un grup de experți canadieni au fost angajați de guvernul României pentru a da de urma banilor lui Nicolae Ceaușescu. Însă după o perioadă, conform Wikipedia, investigațiile lor au fost oprite. Muguri Sărescu a condus și el o anchetă în acea perioadă, dar nu a descoperit conturile secrete în care și-ar fi ascuns averea Ceaușescu. Conturile secrete ale lui Ceaușescu continuă să-i bântuie pe mulți și azi. Parlamentul României a adoptat în data de 14 octombrie 2008 raportul care avea drept concluzie finală că aceste conturi secrete nu există. Și n-au existat niciodată. Ipoteza existenței acestora a fost infirmată inclusiv de generalul Silviu Predoiu. Fostul șef al SIA a declarat pentru România Liberă că această poveste e doar un mit popular. Familia Ceaușescu trăia regește pe timpul comunismului și, în mod evident, bunăstarea a venit imediat ce Ceaușescu a devenit conducătorul României. Dar dat fiind faptul că nu le lipsea nimic, lumea a presupus că familia dictatorului avea o mulțime de conturi în străinătate. După Revoluție, aceste conturi s-au dovedit a fi niște fantome. Oare și-a împărțit noi lideri post-decembriști banii familiei după ce l-au executat? E greu de dat un răspuns pentru că nu există nicio dovadă. Nu există nicio dovadă a existenței acelor conturi în Elveția despre care s-a tot vorbit și la acea mascaradă de proces al cuplului dictatorial. E clar că toată familia se desfăta cu tot ce era mai bun în România și în străinătate, în timp ce românii de rând stăteau la cozi interminabile la alimente și aprozare, unde fie primeau cu rația nici măcar ceea ce își doreau. Fie nu mai apucau nimic să ia, că se terminau stocurile. Familia prezidențială se desfăta pe banii poporului, așa cum fac și liderii politici de azi. Acesta este sistemul conceput, fie el socialist sau capitalist. Adevărul a ieșit la iveală prea târziu pentru a mai produce efecte.